Asociația Astrologilor din România organizează un nou program de seminare STAR online. În calitate de partener media al acestui proiect, vă invit în intervalul 3 februarie-28 aprilie 2022 să participați la evenimentul online desfășurat pe platforma Zoom. Programul este variat, bogat în studii de caz, tehnici astrologice, dar și metode de dezvoltare personală cu instrumente astrologice. Prezentările vor fi susținute de astrologii Sorin Bratoveanu, Mihaela Dicu, Firicel Cearnău, Delia Petrea, Alexandru Păunescu, Ioana Ispas, Teodora Mut, Diana Spinean, Dan Ciubotaru, Corina Chira, Ion Hristescu și Daniela Simulescu. Toate informațiile despre cine se poate înscrie și detaliile participării la acest eveniment le veți găsi pe site-ul oficial al Asociației Astrologilor din România, www.aar.org.ro. Înscrierile la acest eveniment se pot face la adresa www.astrodex.ro. Te-am regăsit, Teodora! Ce mai faci? Bine, ne-am regăsit, da. Explicăm un pic publicului ce s-a întâmplat. Știu că sunt de culise lucrurile, dar de ce nu? Sigur, de ce să nu spunem? De ce să nu spunem? Deci, practic, noi ne-am reîntâlnit la 2 zile după, când încă Mercurul era bietul de el să iasă din retrogradare. Puțin chiar un. Am făcut o înregistrare de aproape 2 ore amândouă și ne-am trezit că ai fost înregistrată doar tu. Și eu nu apăream nici pe video, nici pe audio, nimic. Și am zis, ok, nu se poate să lăsăm tema deoparte pentru că este splendidă. Îți mulțumesc, în primul rând, că mi-ai acceptat invitația să ne reîntâlnim. Cu mare drag, pentru că, într-adevăr, e foarte frumoasă și importantă. Da, am să spun doar atât pentru cei care ne urmăresc că am simțit că ar fi timpul să mă opresc asupra acestei teme, în primul rând pentru că o foarte mare din publicul, parte din publicul acestui serial, 12 Călăuze și Astrotalk, este compus din femei pe o categorie de vârstă pe acolo 40-54. Și m-am gândit, ok, care sunt temele care ne frământă în această perioadă, etapa vieții? Deloc ușor de gestionat, deloc simplu de simțit, de clarificat, de găsit luminița la capătul tunelului. Păi care, dacă nu, exact titlul cărții lui Erin Sullivan, pe care practic mi-ai și recomandat-o, o aveam pe listă, dar urmează să-mi vină și în cutia poștală. The Astrology of Midlife and Aging, astrologia vârstei mijlocii, să-i spunem așa, și a procesului de îmbătrânire, care este o temă absolut splendidă. Și te las pe tine, Teodora, să pornim cu ce ți-ai propus astăzi. Prin ce în linii mari vom trece? Cam prin ce puncte? Da. În primul rând, aș vrea să menționez faptul că pentru a ajunge la partea de mijloc a vieții, trebuie să trecem prin partea de tinerețe și de copilărie. Exact. Și vom vorbi despre punctele de răscruce sau despre perioadele de prag din viața noastră pe care le marchează aspectele tensionate care se formează, tranzitele tensionate care se formează între pozițiile dintr-un anumit moment al vieții noastre ale lui Saturn și Uranus și pozițiile acestor două planete în hărțile noastre natale. Uh-huh. Și spuneam că este poate, cred eu că așa are o aromă de speranță și de liniștire faptul că absolut toți indivizii trecem prin aceste etape. Nu există nimeni care să se poată sustrage. E așa cum începusem data trecută să povestim despre eroul cu 1000 de chipuri al lui Joseph Campbell. Da, uite-l că l-am ca și în cartea lui, în care el descrie ce frumos, da. Superbă. Etapă cu etapă
drumul nostru prin viață, evoluția noastră în timp, putem să zicem călătoria noastră în timp, este foarte frumos să observăm cum aceste etape se regăsesc în baletul, în dansul planetelor pe cer deasupra fiecărei hărți natale, a fiecărui individ din lumea asta. Ce super mai spus! Ca să putem să punctăm puțin, să vedem cum se întâmplă asta. Uite, la 7, când fiecare din noi are 7 ani, trăim prima cuadratură a lui Saturn. Atunci se întâmplă. E, fiecare știm, ne aducem aminte, nu de cei 7 ani de acasă, nu degeaba există expresia asta. Într-adevăr, deja la 7 ani se consideră că orice omuleț știe deja niște lucruri despre el, își asumă mici responsabilități, răspunde unor sarcini pe care mama sau învățătoarea i le dă. Ei, este primul moment saturnian în viață, nu? Cum spunea așa de frumos Maurice Fernandez, invitatul meu, exact despre acest punct al vieții, că ai nevoie de aproape 7 ani ca să te obișnuiești în trupul acesta și să îți accepți, adică să-ți accepți identitatea, să-ți accepti numele. Să te obișnuiești, știi? Apropo de aceste puncte cheie. Să te îmbraci cu tine, știi? Să simți că ești tu. Da. Într-adevăr, așa și este. Pentru că apoi, la 14 ani, în jurul vârstei de 14 ani, nu o să se producă prima opoziție a lui Saturn și cu toții știm cam cum eram pe la vârsta aceea. Turbați. Îngrătiți, furioși, negam totul, dar nu numai atât, este extraordinar cum se regăsesc lucrurile acestea, informațiile astrologice, inclusiv în modificările din corp. Exact. Nu? Exact. Înainte de a continua, doream doar atât să punctez faptul că sunt implicați în acest proces, așa cum deja ai început să menționez, Saturn și Uranus, și că aceste arhetipuri saturniene conectate la ideea de timp și de conservare, plus uraniene, adică energia conectată la declanșarea schimbării, la imprevizibil, la evoluție, sunt aparent două forțe poziționate în antiteză, dar este doar o aparență, pentru că fiecare are rolul ei și în realitate se sprijină reciproc. Se completează reciproc și au, aș spune, același punct de putere. Dar ajungi să le descoperi abia, probabil, mai bine în a doua parte a vieții. Pentru că la început ești puțin... Exact. Și atunci când ele se fac simțite împreună, pentru că încă, deocamdată, pe Uranus nu-l simțim atât de puternic. Exact. Pe Uranus începem să-l simțim în jurul vârstei de 21-22 de ani, când are loc prima cuadratură, care... ne aduce așa un boost, o nevoie enormă de a ne elibera, de a rupe lanțurile, de a pleca, de a descoperi lumea. E firesc pe undeva, e normal, dar se corelează perfect cu această cuadratură a lui Uranus, care imediat este însoțită și de un aspect tensionat pe care îl face Saturn în transit cu Saturnul nostru natal, a doua cuadratură a lui Saturn. Da. Ei, aici profit de moment, apropo de ce ai spus și tu despre cei doi poli, Saturn și Uranus, să reamintesc de principiul de care spuneam, principiul formulat de Jung, principiul enantiotromiei, în care el spune că orice forță în exces, la un moment dat, se transformă în opusul ei. În opusul ei, ce frumos! Și, da. Și vedem exact chestia asta, cum se întâmplă la un moment dat. Și mi-am dat seama de chiar înainte să începem întâlnirea de astăzi, mi-am dat seama, pentru că principiul ăsta e o lege naturală care se manifestă în tot, în natură, în oameni, în societate, dacă vrem. Am zis, un exemplu foarte bun este să vedem cum excesele la care s-a ajuns într-o societate condusă de bărbați s-au transformat exact în opusul lor. Adică, dacă ne uităm astăzi la starea principiului masculin, ce bine ai zis, care e într-o decădere totală, într-o degringoladă totală, uite, s-a ajuns exact la cele descrise, demonstrarea principiului de care
de care spuneam. Un exemplu excepțional ai dat. Aș mai veni tot în completarea a ceea ce descrii atât de superb, pentru a-i face pe cei care nu cunosc probabil foarte bine aceste arhetipuri, pentru că încă nu le-am abordat în detaliu, cel puțin în serialul nostru, doar parțial. Uranus și Saturn. Saturn, da, Uranus urmează. Uranus, cu nevoia sa de a sparge tiparele, aș mai adăuga, de eliberare, nevoia aceasta de libertate, de adevăr, aș puncta faptul că este o energie rebelă care deseori șochează și e o energie brută, deviată de la norme. E de fapt simbolul revoluției. Iar Saturn se descrie această energie ca fiind controlul, negarea, autoritatea, disciplina, timpul, responsabilitatea, datoriile, conservatorul, păstrătorul tradiției și resurselor, învățarea fricile, lucrurilor, dar și fricile. Aici doream să ajung, pentru că mai am să nu uităm, să nu uităm că în antichitate Saturn reprezenta ultima frontieră a lumii percepute atunci. Și de asta reprezenta sfârșitul, reprezenta limita, reprezenta închiderea, moartea chiar, ceva ce se termină definitiv. Și mi se pare extraordinar faptul că și felul în care sunt reprezentate, felul în care planetele acestea două există, ele ca și corpuri cerești, sunt întru totul în acord cu ceea ce am considerat, ce le-am dat noi, cu atributele simbolice pe care noi le-am alocat fiecarea dintre ele. Adică Saturn are inelele acelea vizibile, care parcă îl strâng, parcă sunt, nu? Da, parcă vorbesc despre contracție, despre ceva care vine și adună acolo, comprimă. Restrictiv, nu? o formă. Pe când Uranus este singura planetă care nu se rotește așa, ci se dă peste cap pe orbita ei personală. Deci e cu totul excentrică, așa cum este și descrisă energia. Considerăm și noi arhetipul uranian. Da. Deci e foarte frumos felul acesta în care realitatea confirmă simbolistica. Plus că, paradoxal, traversăm din plin semnul vărsătorului în acest moment și iată ne povestind despre semnul de aer vărsător și, practic, ei și Uranus și Saturn sunt în astrologie, cum se știe foarte bine, considerați stăpânii vărsătorului. Da. De asta spuneam, sunt pe picior de egalitate ca putere, cel puțin pentru mine. Da, deși e foarte interesant și mitul antic al celor doi, pentru că Uranus, cerul, nu? Este și fratele și tatăl lui Cronos, al lui Saturn. Exact. Foarte interesant. Da. Și avem aici la ce să ne gândim mult și bine. Adică smedenie de straturi care se duc în adâncuri și le poți interpreta. Da. Și să ne gândim, îmi place foarte mult citatul de care ziceam și la discuția noastră anterioară, că libertatea fără ordine și ordinea fără libertate sunt la fel de destructive amândouă. Așa trebuie să vedem și perechea aceasta arhetipală, Saturn-Uranus, ca fiind eficientă și constructivă doar când funcționează ca pereche. Da. Nici una din cele două energii luate doar în forma ei pură și extremă, așa, nu este ceva foarte benefic pentru un individ și nici pentru colectivități, nici la urmă, pentru că în ultima perioadă chiar ne confruntăm cu niște manifestări la nivel colectiv. Ajungem și la ciclurile acelea. Eu te întrerupsesem în momentul în care am descris puțin energiile arhetipurilor Uranus și Saturn. Hai să despre continuăm. Acele puncte cheie. Spuneai de 7 ani. Ajunsesem 14. La perioada de 21-22 de ani, așa, în care se manifestă prima dată cuplul arhetipal Saturn-Uranus și se petrec schimbări foarte importante în maturizarea, în cristalizarea individului ca persoană matură și care își asumă niște alegeri în viață. După aceea mai trecem printr-o quadratură a lui Saturn, printr-o opoziție a lui Saturn, pentru ca să ajungem în perioada
de început a decenului 4 al vieții, între 40-44 de ani, când se produce opoziția lui Uranus, da? Și imediat după aceea se produce și opoziția lui Saturn, din nou. Și aceea este ceea ce numim criza de mijloc al vieții, când, într-adevăr... Suntem zgâlțâiți, efectiv. Suntem zgâlțâiți, pentru că, de ce? Pentru că ne pomenim dintr-o dată, Saturn vine și ne zice, oh, omule, da, ai trăit mai mult de jumătate de viață, sau jumătate de viață, vezi? Ceasutică e, ce faci? Unde ești? Care-i gap-ul? Unde ești față de unde ai vrut să fii? Și atunci vine Uranus, se agită și zice, păi, repede, repede, schimbă ce mai poți ca să-ți fie bine, să nu pierzi nimic, să te bucuri. Da. Atunci asistăm la foarte multe schimbări în viețile oamenilor, schimbări care nu întotdeauna sunt benefice, pentru că... Da, sunt foarte multe destrămări de familie, da, atunci divorțuri, da, foarte multe, pentru că... Se încheie o etapă de viață, se încheie un soi de ciclu. Se încheie o etapă de viață. Și dacă nu știi să te reinventezi, să te readaptezi la următorul nivel cu, da, cei de lângă tine, e într-adevăr o... Poate totul să se transforme într-o foarte mare problemă și eu cred că nu e deloc străin ceea ce noi descriem multora dintre cele care ne ascultă, gândindu-mă în momentul de față că probabil sunt mai multe femei cele care, da, ne ascultă, dar sunt ferm convinsă că și în viața unor bărbați același efect poate să-l aibă această descriere. Sigur că, da, și avem, că nimeni nu scapă de... Da. Hârțile pregătite, da, este și harta unui bărbat celebru care, o să vezi, cred că putem să arătăm, de exemplu, acum prima hartă. Ai o hartă care se numește Mira. Mira, caut harta Mirei, da. Mai doream doar atât să mai vin cu un citat care mie mi s-a părut splendid și care cred că se potrivește bine aici, spus la un moment dat într-o prelegere de faimosul Nelson Mandela. Și spunea așa, am să-l spun, îmi cer iertare, nu vreau să fac pe interesant, dacă îl voi spune în limba engleză, aș dori să-l spun întâi în limba engleză și apoi îl traduc. Mi se pare că se potrivește foarte bine pe această temă și pe această întâlnire de astăzi. Spunea așa la un moment dat, asta apropo de frici și apropo de frâna aceea și de ceea ce descrisese. Our deepest fear is not that we are inadequate, but is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that frightens us most. And when we let our own light shine, we unconsciously give other people to do the same. Our presence automatically liberates others. Cu alte cuvinte, teama noastră cea mai profundă nu este că suntem inadecvați, ci că suntem puternici peste măsură. Lumina noastră, lumina noastră, nu întunericul nostru, este ceea ce ne înspăimântă cel mai mult. Și atunci când lăsăm propria noastră lumină să strălucească, le dăm inconștient altor oameni să facă același lucru. Prezența noastră îi eliberează automat pe alții. Mi-a plăcut atât de mult acest așa citat. Este absolut superb. Așa este, și, da. Da. Fiecare ia de aici cât înțelege și poate. Stai să o luăm puțin altfel, că acum mă gândeam. Tu ești șefa, eu sunt la butoane, ce îmi spui, aia fac. Da. Nu știu, poate dacă, să ne gândim bine dacă mai e nevoie să spunem câte ceva despre ce reprezintă Saturn și Uran. Sau, desigur, eu mai am notate. O să spui, da, dacă vrei tu, cum. Da, și la fel, sigur că da, putem vorbi despre Saturn ca marele, cum să zic eu, marele învățător, nu? Care ne dă lecții și ne cere să avem o anumită conduită și să ne asumăm anumite responsabilități și să le ducem la bun sfârșit. Saturn mai poate fi și Lordul Karmei, nu? Că are și acest supranume și să-l putem, se întâmplă câteodată să-l resimțim ca fiind știu eu, cel care ne pedepsește, vezi, Doamne, pentru că am făcut ceva... Așa recepționăm noi subiectiv. Da, și, da. Poate pedeapsa nu trebuie neapărat văzută ca, nu știu, o amendă, cum plătim o amendă. De obicei, pedepsele aduse de Saturn sunt mai degrabă
legate de însingurare, de neacceptare, de solitudine, de senzația aceea de mai de amar, da, da. Senzația aceea de gust amar, mai n-am fost destul de bun sau n-am făcut destul de bine. Asta e dialogul, monologul acesta interior pe care ni-l spunem de multe ori, apropo de, de temerea, știi că e, toate sunt atribute a lui Saturn. A lui Saturn. Și da, el e foarte important să înțelegem că poate să însemne câteodată și tendința noastră de a nu avea încredere în noi. Știi? Și asta este o formă de autosabotaj. Sau faptul că nu avem destulă stimă de sine. Nu ne prețuim destul. N-am învățat să ne prețuim. Are legătură cu Saturn. Pentru că Saturn este și foarte critic. El vrea să fim impecabili. Adică el are, asta este ideea, să fim impecabili. Ori așa ceva nu există. Așa și atunci e. Când se ajunge la extrem, nu? Se face iar switch-ul și apare Uranus, care zice, ești perfect așa cum ești. Nu mai trebuie să faci nimic. Dă-ți voie să fii ceea exact. Ce ești. Rostește-te, exprimă-te, da, ești da. Unic, nu trebuie să fii perfect. Cum zicea tot Jung, zicea, nu, nu vreau să fiu bun, vreau să fiu întreg. Da? Asta e exact. Și te echilibrează că, practic, dacă stai să asculți de ambii, ai o mare șansă. Acum, bine, metaforic vorbind, că nu-ți vorbesc, dar dacă simți energiile și știi cum să le pui în echilibru, ele lucrează complet în favoarea ta. Pentru că statul la mijloc, eu cred că e cea mai grea misiune pe parcursul acestei călătorii. Și acolo e... Pe loc nu putem sta. Nu, pe loc absolut. Nu putem sta, pentru că totul curge. Da. Asta e, totul curge. Mai aveam un fragment, dacă ai... Sigur. Da? Da. Nu cu citatele, ci tot în completarea ta. Practic, până acum ai descris splendid felul în care ne pot impacta aceste energii pe plan personal. Dar la plan macro se petrec celebrele cicluri, celebrele alinieri, Saturn-Uranus. Acum și am să ajung și la ele. Da, am punctat doar câteva da. Dintre efectele pe care le pot da. Gen colaps financiar, economic brusc sau revoluții, proteste, tulburări civile, terorism, radicalizare, accidente industriale, descoperiri tehnologice inclusiv și în același timp câștigarea și drepturilor libertății da. și libertăților, pentru că și asta e iarăși o poveste care vine pe același buton. Așa este, așa este. Da, și într-adevăr, acum voiam să ajung și eu la... momentul în care trebuie să definim ce este un ciclu Saturn-Uranus, pentru că în aceste cicluri evoluăm noi. Așa. Un ciclu a două planete se măsoară din momentul unei conjuncții până la conjuncția următoare. Ce este o conjuncție? O întâlnire între cele două la grad exact, la grad și minut exact. Da. Noi acum trăim în ciclul Saturn-Uranus, care a început în 1988, un an așa celebru, faimos, de mare excepție. În estul Europei, cel puțin. Exact, când am avut numai puțin de 3 conjuncții Saturn-Uranus, în 13 februarie, în 26 iunie și în 18 octombrie. Și a început în Săgetător, în conjuncția din Săgetător. Da. Și chiar mă gândisem, data trecută, mi-am pregătit, aș vrea să citesc un simbol, simbolul sabian pentru gradul 30 din Săgetător, unde s-au întâlnit prima dată în 88 cele două planete. Sună așa, Papa binecuvântându-l pe credincios. Atât. Și... care-i interpretarea? Zice, credința fiecărui om este răsplătită după conținutul și tăria ei, indiferent că e vorba de o credință religioasă, o concepție filozofică, un set de convingeri de orice natură sau de simpla încredere într-o anumită desfășurare a lucrurilor, fiecăruia îi se întâmplă ce îi se întâmplă în viață după credința sa. Învață să
să vezi binecuvântările vieții pentru ca ele să se poată manifesta efectiv și tot mai pregnant în viața ta. Super. Și mi se pare că acest ciclu Saturn-Uranus care a început atunci are foarte mult de a face cu credințele astea. Descrie foarte bine prin ce am traversat. Da, da. Da. Pentru că de atunci, de mai avem încă ceva, că au trecut abia 30 și un pic de ani și ciclul se încheie în 2032. 32, da, în Gemeni. Așa. Când va fi următoarea conjuncție? E, de atunci nu facem altceva decât să tot zguduim credințe, să ne tot ciocnim de credințele altora, de tot felul, exact cum zice enunțul ăsta, au căzut sisteme de gândire, au căzut sisteme sociale. Căderea au zidului Berlinului în 89. Exact. Discuțiile de dezarmare dintre Statele Unite și URSS, da. Războiul rece. Vai, a fost criza, marea criză economică din 2008-2009, care a produs o grămadă de accidente aviatice. Mm-hmm. Da, da. Ah, dezastrul de la Cernobâl. Nucleare. Aveam notat și dezastrul de la Cernobâl când, ce să mai zicem? Ce mai aveam? Mai aveam. Aici în Germania iarăși fusese un eveniment urât în unul dintre cele mai grave dezastre din istorie la baza aeriană Ramstein din Germania, când 3 avioane s-au ciocnit și unul s-a prăbușit în mulțime. Foarte multe s-au întâmplat. Pe de altă parte, s-au și descoperit lucruri splendide. Sigur. Au fost și lucruri bune, adică primul cablu telefonic transatlantic care folosește fibre optice a fost finalizat pentru utilizarea internetului. Iată, deci vin și invenții, nu doar dezastre. Primul serviciu, spune că nu are sens acum să mai bine ne uităm pe hărți. Și-a declarat independența statul palestinian, care trece printr-un calvar de foarte multă vreme. Da, da. În 88 a fost înființată Al-Qaeda de către Osama Bin Laden, nu? A început retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Da. S-au produs alte conflicte și au fost alte tensiuni politice și economice și militare în alte regiuni ale lumii. Deci foarte turbulent a fost perioada asta. După tine, între conjuncții, careuri, opoziții, care le-ai lua ca fiind cele mai stresante și presante, ținând cont de povestea acestor cicluri? Pentru că dacă ne gândim, a existat o poveste între Saturn și Pluton, de exemplu, careul 1928-1933, cu opoziția lui Saturn-Pluto și careul cu Uranus-Pluto. Iarăși, acolo au fost niște povești foarte urâte legate de prăbușirea de pe Wall Street în 1929, Marea Depresiune, al treilea Reich, succesiunea știm noi cui în 1933 aici și când Saturn iată a intrat tocmai în vărsător. Deci, care le vezi mai stresante? Careuri, opozițiile, conjuncțiile? Stresante, dacă vrei, cred că cel mai stresant din e aspectul de quadratură. Careurile, de quadratură. Pentru că acolo e ca și cum se freacă fier pe fier, știi? Așa, e ceva foarte... Măcar la opozițiile mai vezi, știi, mai dai întâietate exact, la o energie. Două planete aflate în opoziție, măcar se văd. Dom'le, ăsta e dușmanul cu ăsta. Exact. Cu ăsta trebuie să fac ceva, ori îl bat, ori mă bate, nu? Da. Dar quadraturile sunt foarte dificile. În ce privește conjuncțiile, să ne gândim la conjuncții ca fiind așa un... ele aduc un rezultat foarte interesant. Uite, mă gândeam la cei născuți la conjuncția anterioară dintre Saturn și Uranus, care a avut loc în 44-45 din cei născuți 42 cred că a fost cei născuți în perioada acelei conjuncții au devenit lideri mișcării hipiote de eliberare, exact, de gândire și Iată. Uraniană 100% în anii 60-70 când ei înșiși erau la prima momentul vârstei pe Uranus. Da.
în viața lor. E, cei născuți pe conjuncțiile astea sunt indivizi conștienți că ei au alte ritmuri interioare, și că întrupează alte arhetipuri. Iar eu am norocul să am un copil născut pe conjuncția din 88. Fiica mea atunci s-a născut și pot să spun că mi-a fost extrem, extrem de greu să înțeleg ce vrea ființa. Cum funcționează? De la mine, cum funcționează? Ce să fac ca să pot să... Și ai mai elucidat câte ceva până la acest moment? Bineînțeles, bineînțeles. Ne spui și nouă? Da, nu neapărat da, despre da, ea, dar pentru cei care mai au copii născuți, poate într-o generație apropiată. Nu, sunt generații care sfidează autoritatea, care nu se supun decât lucrurilor în care cred cu adevărat. Și îți spun, îți dau un exemplu foarte clar și explicit. Cu mențiunea a nu se proceda așa pentru cei care privesc sau ascultă discuția noastră. Fiica mea, în clasa 11-a fiind, m-a anunțat într-o bună zi că nu mai merge la școală. Fiica mea deja mi-a zis că nu știe dacă mai are chef în fiecare zi și în clasa 1. Și apropo că e născut în 2015, am vrut să fac paralele, da, cine știe. Da, dar știi, nu era o chestie de genul ăsta. Și ce ai făcut? Că nu mai am chef să mă duc sau nu-mi place. Nu, deci te-a pus în... Era o problemă existențială, da. Mă înțelegi? Deci nu, mi-a zis așa și era foarte... nu avea nimic, nu era nimic obraznic în atitudinea mea, nu era nimic... copilăresc, era o afirmație cât se poate de serioasă asumată. Și asumată. Da, da, da. Eu nu mă mai duc la școală pentru că nu primesc nimic de acolo. Incredibil. Ia uite. Și ce ai făcut? Terminase primul semestru de școală cu media 9,63 și m-am dus la dirigintă să-i spun că nu se va mai duce. Nu va continua. Femeia săraca, profesoară, doamna profesoară foarte bună, profesoară de română minunată, s-a prelins pe perete mi-a zis, nu pot să cred, trebuia să dea explicații, era un caz de abandon școlar. Da. Nu pot să spun că s-a produs la nivel de masă fenomenul ăsta, pentru că nu toți au, ca și fiică mea, 7 planete în zodii de pământ. Wow, deci wow, încăpățânare. Așa, printre care și celebrii Uranus și Neptun. Dar ideea este că ea n-a abdicat de la convingerile ei și de aceea ziceam, dacă vrei să arăți harta, ea la 21 de ani a plecat din țară. Arăt harta pe ce nume? Mira. Mira, da? Mira, secundă, stai întâi să o deschid. Poți să povestești că eu arăt harta după aceea. Da, deci ea la 21 de ani a ales să plece din țară, a schimbat țara, a schimbat limba, a schimbat domiciliu, a schimbat tot. Și imediat a luat-o de la zero într-o... Vezi, se vede aici, Saturn este... Pe ascendent acolo și este în quadratură cu Saturnul natal și cu Uranusul natal. Vezi? Da, da, da. Se vede acolo. Da, da. Da. Și acestea sunt, bine, e și Pluto implicat categoric și există și o quadratură la Soare, deci se vede că practic nu prea avea cum să facă altfel decât cum a făcut. Nu vreau să dau foarte multe detalii pe vorba de biografia și a mea până la urmă, dar pot să spun că a plecat în Suedia, a luat-o de acolo de la zero, a învățat limba, a făcut studii până la nivel doctoral și și acum are o viață împlinită acolo. Dar atunci așa s-a întâmplat. Și cine ar fi judecat doar momentul acela, ar fi zis, domnule, viața acestui copil se duce de râpă, se dezintegrează. Da, se... Da. Nu. Când colo ei, de fapt, știu foarte clar ce vor să facă și ce se întâmplă cu ei. Asta am observat și în fiica mea, deși e într-o formă extrem de incipientă ce tu descrii. Vom vedea cum vom evolua pe parcurs. Apropo de pământ, că și ea e tot cu energie de pământ și același tip de putere și de rebeliune îl simt și în ea. Vom vedea.
Dar da, există, există posibilități, cel puțin aici, în sistemul de învățământ, pentru toate categoriile, pentru toate felurile de a funcționa. Important este, importantă este comunicarea. Hrănirea acestei, hrănirea corectă și echilibrată a laturii uraniene, în sensul încurajării, exprimării de sine. Întotdeauna, eu mai ales după ce am văzut harta, am știut ce e acolo, am încurajat-o să își găsească vocea personală, să-și găsească mesajul autentic și să fie ea însăși. Nu, asta e, asta e singura șansă care, cum să zic, singura șansă sănătoasă. Pentru că putem forma oameni și altfel, sigur că da, dar sunt oameni resemnați, oameni care nu au curajul să-și asume. Și tensiunile în aceste exemple se vor duce exact pe segmentul sănătății și pe complet alte locuri, pentru că energia aceea trebuie, e sub presiune, trebuie eliberată și dacă nu o faci sănătos. Da. Așa este. Tu îmi spui care hartă o deschid, că sunt pregătită la butoane. Da. Uite, este o hartă care zice eu. Care spun am modelat-o eu, pentru că e a mea. S-o găsim. Și vreau să arăt aici cum la vârsta de mijloc, așa, se poate întâmpla să apară schimbări radicale în carieră. Uitați-vă, este harta mea cu tranzitele din 1996. Se vede că este opoziția lui Uranus. Dacă vezi, Uranus este... Data aici l-avem. Acolo e cel natal și celălalt în tranzit este acolo. Și în momentul respect, în anul respectiv, eu mi-am schimbat cariera din inginer constructor și așa mai departe. Am ajuns să lucrez în sistemul bancar, am făcut facultatea de studii economice și am ajuns, mă rog, mi-am început cariera în domeniul ăsta. Mie îmi place de mor că tu vii cu exemple concrete ale oamenilor pe care îi cunoști. Deci vedete, nu știi? Adică avem și vedete, imediat o să ajungem și la vedete. Ai început cu cei pe care îi cunoști cel mai bine. Exact, și cu persoane reale, cărora le cunosc traiectoria și știu prin ce încercări au trecut în viață. Dacă nu ai fi făcut această schimbare, crezi că ai fi putut să traversezi o astfel de opoziție, lăsând lucrurile la fel cum erau? Sau a venit această presiune, tensiune, dorință de schimbare pentru că exista un fond acolo mai vechi, care tot adunase frustrări? Categoric exista un fond. Eu am această apetență pentru schimbare, deși sunt taur. Ai zice că sunt... Da, de taur n-ai spune că... Să fiu mai... ancorată în inerție și în status, într-un anumit status. Dar mai am și alte elemente acolo care mă fac să dau fiu de atenta schimbărilor. Și adevărul este că ce pot să desprind din această hartă și din ceea ce mi s-a întâmplat este că dacă nu recunoaștem oportunitățile, ocaziile, e ceea ce vorbeam mai de mult, rămânem noi niște marionete, nu, în mâinile forțelor arhetipale. Pe când dacă ne decidem să privim și să cooperăm cu aceste forțe arhetipale, putem să cumva să influențăm dansul lor și dansul în care ne antrenează în așa fel încât să ne fie potrivit. Pot să spun că dacă nu făceam această alegere atunci, nu mi-aș fi putut continua drumul ca... nu m-aș fi putut forma ca terapeut transpersonal, pentru că nu aș fi avut mijloacele financiare necesare, categoric. Deci iată o schimbare care totuși a venit la momentul potrivit. S-a cerut, sigur că eu consider că aceste tipuri de schimbări radicale sunt
fixate acolo de sufletul nostru. Știm foarte clar când le vine momentul. Adică eu cred că ni le-am asumat. Da. Eu asta, adică spun aceasta în contextul în care fix astăzi a intrat înregistrarea cu reîncarnarea. Da, cu reîncarnarea. Știm foarte clar, cred că în adâncul nostru ce avem de făcut. Problema este că așa trebuie este. Să ne găsim momentul oportun. Dar avem nevoie, știi, să avem câteodată să primim câte un boost, să ni se umple rezervorul cu energie și momentele în care se umple rezervorul cu energie sunt tocmai perioadele astea de critice din piață. Da. Și zic critice de ce? Pentru că în perioadele astea ne revin temele pe care le avem de rezolvat cu atât de multă acuitate încât nu mai putem să le evităm. Stăm față și putem deveni victimele lor sau putem să facem ceva cu ele, să le rezolvăm și în felul ăsta să le lăsăm în urmă. O temă atâta timp cât nu e rezolvată, o vom duce cu noi mai departe. Semnele acestei schimbări ți-au apărut mai din timp, înainte de a se crea această opoziție? Când s-a declanșat, când s-a creat opoziția la grad? Adică ai verificat, ai putea să cuantifici? Aparent, da, pot să verific. Chiar știu bine timing-ul. Aparent a fost ceea ce numim o șansă. O șansă unică. A apărut o propunere. Din neant, da. Prima mea tendință a fost să o neg. Să zic nu pot. Eu sunt inginer, eu nu sunt economist, n-am ce să caut acolo. Nu. Te-ai subestimat? A fost frică? A fost o... Nu. Era, de fapt, cred că ceva ce ținea mai mult de comoditate. De ce să intru într-un domeniu nou? Saturnul. Știi? Saturnul care zice, stai acolo că e bine. Da, stai tu acolo că e mai bine, că nu știu ce, ia vezi. Sau de ce să te legi la cap dacă nu te doare? Da, mă atent. Da. Pe de altă parte, da, mama mea lucrase în bănci, într-o bancă foarte mult timp, toată viața ei. Și îmi spunea că nu există domeniu mai frumos de lucru. Mă cruceam, mă gândeam, poate fi contabilitate și ceva așa de sec și de... Da, dar acest domeniu, cât se poate de pragmatic și așa, putea să-mi ofere susținerea stabilitate, pentru a crea drumul secundar, care de fapt era drumul meu principal, pe care n-aș fi putut să-l dacă nu făceai, da. Ce interesant, splendid. Am stat și m-am gândit și cum, dacă e să fie, mi s-a mai pus întrebarea odată, chiar nu, gândiți-vă bine, chiar nu vreți. Și atunci am zis, ba da, n-am ratat momentul. Deci e foarte important să nu ratăm anumite momente care apar. Uite, mai este o hartă. Te rog. La care zic să ne gândim. Am deschis harta, stai să-i fac. Am deschis harta. Am găsit-o. Aici avem harta unei femei care, mă rog, născută în 1971, care foarte de tânără a fost căsătorită cu un bărbat deosebit de violent și dominator și a intrat într-o căsnicie extrem de dificilă, care avea și violență verbală și violență fizică și tot felul. Și ea n-a știut cum să gestioneze și ce să facă până când nu i s-a întâmplat ceea ce vedem acolo în harta ei. Tranzitele pe care le vedem. Mama mia, Saturn. La opoziție, da? Opoziția lui Saturn, când și-a spus că și opoziția lui Uranus. Uite, Marte peste Uranus, Marte în tranzit peste Uranusul natal. Și care ocupă Pluton. Da, și la opoziția lui Uranus. Opoziția lui Uranus. Sunt acolo. Da, acolo. Da. Atunci când lucrurile au ajuns așa, și-au arătat așa, a avut puterea să se rupă de soțul ei. Ai. Și să-și ia puterea personală înapoi. A fost un proces extrem de dur, extrem de dur, dar foarte necesar. Recompensator. I-a adus foarte mult, pentru că i-a adus
s-a întâlnit în sfârșit cu ea însăși, da, și a înțeles de ce are nevoie în viață și de ce nu are nevoie, mm-hmm, în viață și cum să spună nu lucrurilor care sunt toxice pentru ea. Mm-hmm. Deci putem să ne așteptăm uneori și la astfel de evenimente în perioada crizei de mijloc a vieții. Deci la unii apare această tensiune pe plan personal, la alții apare pe plan profesional, sunt diferite, da, sectoare, da, da, unde, da, se manifestă. Da, așa este. Și așa este. Important e să ai curajul să schimbi, dacă e de schimbat. Important e să ai curajul. Sau mai poate fi o situație, mai pot fi situații de genul celor pe care le vom vedea în harta următoare. Așa. Ok. Avem aici, stai, o altă, așa, hartă. Stai. Foarte interesantă. Așa, funcționez mai cătinel, așa, mai încetul cu, da, nicio problemă. Bună. Ok. Nicio problemă. Am deschis-o. Așa. Se vede, da? Uh-huh. Da, se vede. Avem, ce avem aici? Uranus în tranzit. Uite, pe descendent, da, exact în opoziție cu, da, Uranusul natal, care este pe ascendent. Da? Și ca să fie și mai splendid, da, e Dita mai Scorpionul Taur, știi? Adică... Așa, exact, da. Da. La acest tranzit, această femeie și-a pierdut soțul brusc, oh, în urma unui infarct. Dar se vede Uranus pe descendent, mm-hmm, deci soțul, pac, luat, brusc, mm-hmm, mort în câteva minute, un om tânăr, da, și el la aceeași vârstă, și ea a rămas cu 3 copii. E, ți se reinventează, ești obligat să reinventezi viața într-o, da, asemenea situație. Da. Deci poate fi vorba și de așa ceva. Fantastic, ce hărți ai găsit. Ce puternice, ce hărți, incredibil, da, ce hărți puternice ai adus. Da. Exact, exact. Asta am și vrut, situații, să se vadă, mm-hmm, foarte clar ce putem trăi. Da. E... Am rămas fără cuvinte. Adică e genul acesta de evenimente categoric, aici nu poți, aici nu mai lasă loc la interpretări. Adică aici e... Da. Deci, tocmai că oricum paleta posibilităților, paleta potențialităților este imensă, este uriașă, practic nelimitată. Nu fiecare se întâlnește cu ceea ce are de rezolvat. Și vom vedea când ajungem la celebrități și acolo cât de diverse sunt situațiile de viață cu care, mă rog... Știi, profit acum pentru că spuneai că posibilitățile pot fi în diverse moduri activate. Una dintre întrebările care îmi sosise pe adresa de corespondență a emisiunii, și apropo, vă reamintesc, dragilor, dacă aveți întrebări, vă rog să le trimiteți, 12călăuze@gmail.com. Îmi vin uneori regulat întrebări și când se strâng mai multe, am promis că mai fac un serial de întrebări și răspunsuri. Dar profit acum și te întreb, primisem o întrebare care spunea: persoana era curioasă la ce mod ar putea fi activată o variantă din, hai să zicem, un buchet de posibilități dintr-o hartă. Acum vorbesc extrem de general, ne putem imagina orice, da, 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 în funcție de mediul în care a fost educată persoana, în funcție de vecinătatea și factorii care și-au pus amprenta pe. Adică pot astfel de factori indirecți să, pe parcursul vieții, să-ți dea un anumit set de un anumit soi de focus în felul în care tu, da, funcționezi în a activa. Că da. Pentru că știi, te uiți la o planetă, te uiți la un semn și spui, ia, păi, s-ar putea întâmpla asta, s-ar putea întâmpla asta, 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 asta. Adică tu poți descrie în casa respectivă, în semnul respectiv, cum se manifestă acea energie, dar nu știi cum va fi activată de posesorul hărții. Așa este. Și întrebarea este aici, dacă există niște chei, niște sfaturi, niște... Sigur că... Ce-ai sfătui așa o persoană curioasă de un astfel de aspect? Cum? Da, trebuie să ținem cont, în primul rând, clar, de ce, pe ce case se formează, uh-huh, aspectele, în ce zodii sunt planetele și mai
ce alte elemente, mai ales planete personale sau alte puncte esențiale din horoscop sunt activate, pentru că primim informații și din zona aceasta. Nu? Uh-huh. Dacă vedem că există în harta natală Uranus conjunct cu Luna, atunci la un tranzit din acesta dificil se activează tot ce ține de Lună. Da, toată natura feminină, sensibilitatea, poate maternitate, poate fi, cine știe, o pierdere legată de un copil sau de o femeie sau pot fi foarte, sau o întâlnire neașteptată cu o femeie sau cu cu propria latură feminină, cu, știi, deci depinde practic ce face Uranusul, să zicem un exemplu acesta concret în harta natală. Te uiți peste tot ce ți-a activat și Da. În care sectorul vieții se activează, cum se activează și care sunt punctele de impact. De impact. Putem să combinăm tehnicile acestea predictive. Ne uităm, facem o profecție, vedem unde este ascendentul în perioada respectivă, ascendentul profectat, să vedem care sunt temele, să vedem o revoluție solară, pentru că sigur, tot putem intra în lucruri foarte cum ești susținut energetic aici, în hărțile acestea. Este o simplificare așa didactică pentru a ușura puțin acoperirea, primirea acestor informații, dar putem intra în lucruri extrem de complexe și văzut la marea finețe. Pe de altă parte, sigur, iarăși ne putem gândi că fiecare om trăiește într-un anumit mediu, habitat, și are anumite preocupări. E puțin probabil ca o persoană, să zicem, trăitoare în Oradea, cum sunt eu acum, să ajungă la perioada asta de viață și atunci brusc să se hotărască să se mute în Siberia sau să plece în Siberia sau să vină un urs polar peste ea. Asta deja este exemple extreme, clar. Deci trebuie să ne gândim, să păstrăm contactul cu realitatea și să vedem din această plajă de posibilități, de potențialități, care sunt cele mai probabile, că posibile sunt multe, probabile sunt mult mai puține. Și atunci sigur că depinde foarte mult de, cum am zis, de mediu, de direcția în care evoluează o persoană, pentru că putem urmări curba asta sau linia dreaptă pe care avansează fiecare în viață, încotro conduce. Plus, dacă persoana este făcută să conștientizeze nivelul de educație pe care l-a primit sau felul în care a fost formată în perioada, hai să spunem, a primilor 7 ani de viață, pentru că acolo cred că există un foarte mare impact la nivel de subconștient. Sigur. Și care ne fac baza felului în care probabil funcționăm de-a lungul vieții. Dacă conștientizezi, din nou e un mare atu, pentru că astrologia practic te face exact asta să faci, să conștientizezi. Mai e ceva, că tot vorbim despre cicluri și de reluarea cifrei 7. Exact. E foarte important să nu ne limităm doar la momentul de acum, pentru că ceea ce trăim noi într-o sfântă zi de 4 februarie 2022 nu se datorează doar zilei de astăzi, noi suntem produsul tuturor experiențelor noastre de până acum, dar mai ales legăm de începutul unui ciclu de 7 ani, ce eram la anterioara quadratură a lui Saturn, ce am gândit, cum eram atunci, ce gândeam atunci, ce semințe am plantat noi atunci în solul vieții noastre. Ce a crescut de acolo? Ce a crescut de acolo? Asta voi culege acum. Da, am înțeles. Na. Eu sunt pregătită pentru următoarele hărți. Tu îmi dai semnalul. Da. Păi, mulțumesc. Vreau să mai arăt, să mai arătăm o hartă. Da, acum o deschid. O femeie foarte frumoasă și puternică și înzestrată și inteligentă. Așa, care născută în 1983, deci tânără, s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie, dar și-a dat seama la un moment dat că a rămâne în acea familie pentru ea însemna să moară sufletește, să se ofilească, exact asta, să se ofilească. Deci aici n-a fost nimic altceva decât nimic altceva, cel mai important lucru, nevoia ei de a
de a crește, uh-huh, de a nu se lăsa micșorată, rămas așa într-o fază de știi, de ceva mic, da, și mărunt. Da. Și avem aici iarăși un tranzit la vârsta de, să ne gândim la câți ani era asta, 37 de ani, uh-huh, când avea quadratura lui Saturn în hartă. Da, vezi? Deci tranzit. uite aici. Da. Și Pluto e acolo în quadratură cu el însuși, uh-huh, deci ea a făcut o acțiune de recuperare a puterii personale, uh-huh, și de a ieși din această stare de micșorare și de trimitere în derizoriu, uh-huh, pe care a ajutat-o să o conștientizeze quadratura lui Saturn. Da. Când, da, astfel de gânduri se făceau simțite foarte bine în viața ei. Deci aici soțul era cât se poate de pașnic, de binevoitor, dar lipsea cu desăvârșire. Împlinirea. Adică lipsea ca, uh-huh, partener de drum pe, uh-huh, calea evolutivă. Da. Na, asta voiam să vă mai arăt, că... Că lucrurile se pot derula în foarte multe feluri. În foarte multe, da, moduri. Și că sunt extrem, uite, de complexe. Și, da, și să vedem acum câteva lucruri foarte drăguțe, uh-huh, uite, despre realizări extraordinare la vârsta opoziției lui Uranus. Așa. Avem harta lui Joseph Campbell chiar, că totul pomenim. Ia, că totul pomenim noi. Așa. Și... Eu am doar Exupéry, Grof, Herschel, Campbell. Lund. Să știi că nu am pe a lui. Nu mi-ai dat-o. Nu am. Trimitem. Auzi, dar știi ce? Da, am harta lui Brad Pitt. Vrei să o deschid? Da, știu foarte. Lasă-mă și pe mine să... Visez acum. Da. Pentru că e foarte, foarte drăguț că Brad Pitt... Că tot vine primăvara și vin ghiucii, da, și Brad Pitt e Brad Pitt, știi? Așa. Nu? Am vrut să vedem la Brad Pitt cum el a... O deschid acum, da? O deschid? Da, putem, sigur că da. Să-i dau un share. Trimite... Drăgălașul de Brad Pitt, că toată planeta, da, îl pomenește și îl tot pomenește. Așa, și îl tot... Da. Așa. Ia să vedem. Numai puțin să văd acum, da. Care are să și el demonii lui. Uite acolo ce frumusețe de soare cu Pluton. Păi da, Pluton. Bineînțeles care e demonii lui, că nu se poate fără demoni. Asta e harta tranzitelor lui când a divorțat de Jennifer Aniston. Ia uite. La frumoasa vârstă de 42 de ani, tipic, după rețetă, la opoziția lui Uranus, se vede, deci a rupt gardul pentru Angelina Jolie. Da, uite aici Uranus și uite-l și acolo în opoziție. Și se vede că are multe aspecte tensionate, printre care, tot, știi, nu e străină nici perioada asta. Noi n-am mai vorbit de celelalte arhetipuri care se manifestă în acest interval. Uite, este și o quadratură între Neptun în tranzit și Neptunul natal, Neptun, deci foarte multe iluzii, foarte multe aspirații, foarte, un idealism așa, acum fac tot ce n-am făcut la... În orice caz, a fost o poveste care a zguduit tot Hollywoodul și au existat efecte secundare pe termen lung și încă cred că mai poate se discută. Poate că nu ne face bine chiar să vedem că și el e doar un om, că și la case mai mari, omenesc, nu este străin, deci inclusiv tendința de a face o schimbare de genul ăsta exact la momentul, la perioada opoziției lui Uranus. M-am uitat și la momentul divorțului de Angelina Jolie, acolo lucrurile arată altfel. Și m-am gândit de ce, dar e foarte clar, asta a fost din inițiativa lui, el a fost cel care a inițiat divorțul, pentru că el a rupt lanțul și a vrut să se elibereze, pe când la divorțul de Angelina Jolie, ea a fost cea care a inițiat acțiunea,
și l-a învinuit că nu se ocupă de copii și că simplist așa consumă prea mult alcool. Da, simplist așa aș spune, ce dai, aia primești, știi, nu știu cum să spun, că și exact, un vers la rândul lui. Da, o tendință de egalizare de plată, de bumerang, dacă vrei. Ce trimiți în lume, asta se întoarce la tine, nu? Da. Am trimis și harta lui Campbell, să vezi dacă ți-a venit. Înseamnă să-mi deschid mail-ul. Asta înseamnă că până deschid eu aici, tu mai trebuie să povestești sau tai eu. Da, eu mai povestesc ceva, să vedem acum în câteva cărți care vor urma, mai vreo 5, așa, cum se leagă mari realizări din filozofie, din literatură, din cultură, de această perioadă foarte mănoasă, foarte fertilă, care este perioada opoziției lui Uranus. Deci nu, ce, unde vreau să ajung, de fapt, este la aceea că la un îndemn, de a nu vedea un motiv de teroare și de spaimă, că se apropie, vai de mine, acea vârstă sau acea perioadă de viață, nu e ca o vale a plângerii, nu e ca un deșert în care, nu, poate fi, exact cum vom vedea, foarte fertilă și poate să ne aducă multe recompense, depinde cum cum ne poziționăm noi. Da, uite aici este harta lui Joseph Campbell și momentul când a apărut cartea lui faimoasă, Eroul cu 1000 de chipuri, se vede că este și el în aceeași perioadă a revoluției lui Uranus. Uranus este chiar peste Neptunul său natal, deci inspirația și, bine, sigur că scrisese cartea înainte, asta e momentul apariției, dar este cumva așa o predestinare, să-i zicem. Da. Și, uite, și opoziția cu în opoziție cu Uranusul său natal. Ce am observat iarăși, că poate fi un tranzit foarte benefic pentru decizii mari și schimbări, cotituri mari în viață, tranzitul lui Uranus în opoziție cu soarele natal. La fel, sunt momente declanșatoare de schimbări benefice, de schimbări așa. De bun augur, Uite, pot să vă spun o scurtă poveste, nu știu. Te rog. Poate că știți despre Agatha Christie, că a fost căsătorită cu un ofițer de aviație, Archibald Christie. De la el și-a luat numele, pe ea o chema Miller, de fată. Și acest Archibald Christie, la un moment dat, a înșelat-o, pentru că ea era depresivă în perioada respectivă, își pierduse mama și nu era foarte veselă. Și nu se știe din ce motive, când i-a adus la cunoștință faptul că se vor separa, ea a dispărut. A dispărut și toate ziarele au vuit și tot a fost căutată cu echipe de căutare, cu poliție, cu voluntari, prin păduri, prin așa. Și ea, în tot timpul ăsta, se refugiase într-un hotel, într-o stațiune balneară și, na, în fine, până când au găsit-o. Inutil să spun că momentul ăsta are loc pe tranzitul ei, Uranus în opoziție cu soarele natal. Incredibil. Și i-a adus o propulsare a vânzărilor la cartea pe care tocmai o publicase. Mișcare inteligentă de marketing, hai să luăm așa. Da. Nu știm dacă programată sau nu, că nu știm. Exact, nu știm dacă programată sau nu, dar efectele au fost halucinante. Totul a fost așa exploziv, un succes nebun. Se spune despre s-a produs. Da. Dar ea a rămas cu celebritatea și cu
Da, dar e o hartă care se dă deseori, de exemplu, la studiile internaționale și este o hartă fascinantă pentru că pe lângă talentul pentru scris și această minte incredibil de ascuțită și de inteligentă, ea practic era dată ca exemple la aceste cursuri, să nu bat câmpia acum iarăși, că mi-a fugit ideea, pentru că a știut. Practic, ea și-a întreținut prin cărțile publicate, făcând bani frumoși. E cea mai bine vândută autoare din istoria publicisticii, în continuare, din câte am înțeles, chiar în topurile recente, pe poziția întâi. Acolo, păi, greu, e foarte greu de tronată. Cursa de șoareci, și, din câte știu, se joacă la Paris, neîntrerupt, de prin anii, nu știu, să nu zic vorbă mare, dar dinainte de război, cred că. O autoare de succes incredibil. Ceva... Are și o hartă fascinantă, absolut. Da, este. E una din autoarele mele preferate. Da. Mi-a deschis apetitul pentru lectura asta cărților de cu tentă detectivistică, să știi că în Germania există o foarte mare dragoste pentru zona aceasta de că filme, cărți, că seriale sunt înnebuniți germanii, după povești legate de să căutăm, să descoperim, să suspans, dar un suspans inteligent. E chiar un hobby național aici. Da, cred că să nu uităm de nordici, că suedezii au venit foarte puternic pe segmentul ăsta de literatură în ultimii ani și sunt englezii la fel, deci bun, hai să mai vedem. Uite, mai vedem. Inclusiv Nietzsche, harta lui Nietzsche, dacă poți să o deschizi, să vedem cum el a scris marea lui carte, așa grăită, Zarathustra, în care vorbește despre omul nou, despre Übermensch. Uite aici, Uranus în tranzit este aproape de mijlocul cerului, în tranzit acolo, chiar sus, în fecioară acolo, în opoziție cu Uranusul său natal, Überbeck, care e lângă Jupiter. Da. Ori acest arhetip al lui Zarathustra, acest om nou despre care el vorbește cu atâta entuziasm în cartea sa, este o reînviere clară a arhetipului uranian, este Prometeu în carne și oase, la fel cum are și Richard Tarnas o carte despre Prometeu, dintre toate arhetipurile despre asta, despre Prometeu a scris, o să ajungem și la el, dar cred că nu se putea imagina o perioadă mai bună în viață să scrii despre aceste lucruri decât perioada opoziției lui Uranus. Superb! Când toate au fost așa la marea presiune, trebuiau să iasă, știi? Așa. Da. Mai avem, uite, m-am uitat, am avut această curiozitate să mă uit când a ajuns Stanislav Grof la Institutul Esalen în California, la Ben Sur, pe coasta californiană, unde a stat aproape 15 ani cu o bursă de studii și evident el a ajuns acolo în 1973 exact la opoziția lui Uranus. Da? Incredibil. Acolo a găsit și a formulat teoriile lui cele mai importante și a scris cărți și acolo s-a întâlnit cu prietenul său de o viață după aceea, Richard Tarnas. Care splendid. A scris, cum spun, despre principiul, despre arhetipul prometeic, da? Are chiar o carte, Prometeu, în care vorbește despre Uranus. E o carte Acum aș fi curioasă să văd ce este și în harta lui Tarnas. Păi o ai acolo. Îndată ne ducem la ea, sunt curioasă și la el. Cred, nu? Tarnas. Da, o avem. Stai să-l scot. Da, păi și eu am fost la fel de curioasă și nu m-am răbdat să nu mă uit. Știi că nu, clar, vezi că... într-o hartă, da. Da. Uite, chiar acum sunt eu cred. Vezi cum se leagă. Îmbină cele două, pentru că ei s-au îmbinat exact ca nuca și sâmbur de nucă. Exact, așa au funcționat. Incredibil.
Asta și... apropo că lucrurile sunt... Să știi că am momente când cred în predestinare. Adică mi se pare există o predestinare. Eu cred că există, fără discuție. Uite, la Tarnas m-am tot uitat, zic, mai nu-i nimic, nu-i nimic. Unde e o poziție? Bine, e și mai tânăr decât... Da. Dar este... Avem altceva. Avem conjuncția dintre Saturn în tranzit și Uranul său natal. Da, uite, exact pe ascendent. Fix pe ascendent, uite, ai. Da, 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 deci... Chiar așa, incredibil. Da, e... Cum se potrivesc. Cât se poate de grăitor. Și ei au lucrat foarte mult împreună și să nu uităm că unul din domeniile în care au excelat și în care au dat niște direcții foarte interesante de studiu și de cercetare este chiar cel legat de urgențele spirituale, care, iarăși, pot fi asociate lui Uranus, principiului uranian, da, și etapelor de evoluție, crizelor existențiale. Superbe, deci, hărți. Exact. Da. Da. Și iată ce, deci iată că se întâmplă și lucruri magice care au rolul de a se petrece, tocmai pentru că mase de oameni au de beneficiat din aceste intersecții. Da. Pentru că dacă iese un proces creativ de acolo care ne poate da tuturor un pic de înțelegere în plus a vieții și a tot ceea ce ne frământă, în a crește spiritual, cum ai descris, acestea sunt splendide. Adică eu bănuiesc că inclusiv genul acesta de situații le putem activa, doar că nu prea știm noi cum. Aici e buba. Că nu știm... Și doar că suntem foarte, suntem foarte în... Exact în ceea ce ai povestit tu, în citatul pe care tu mi l-ai dat din Nelson Mandela. Ne păstrăm în mic. Da. Nu avem curajul să ne asumăm propria noastră strălucire. Exact. Asta este problema. Asta e problema. Pentru că Uranus asta ne-ar cere. Ai, fiecare este unic. Da. Nu? Să ne împrăștiem lumina. Să ne întoarcem. Uite că nu m-am uitat în harta lui Walt Whitman, care mie îmi place foarte mult și care ne-a dat volumul extraordinar, Fire de iarbă. Da. Metafora lui mi se pare extraordinară. Suntem într-adevăr fire de iarbă pe suprafața acestei minunate planete care este casa noastră, dar fiecare fir de iarbă este altfel. Da, este altfel. Și totuși cu o avertizare aici, făcând o comparație din exemplul tău cu un altul, că suntem stropi dintr-un mare ocean, ne ducându-ne deloc în zona că fiecare picătură e un ocean în sine, pentru că aici deja trezim o zonă de ego. Aici trezim o zonă de ego pe care eu n-am înțeles-o abia mai târziu în viață, știi? Adică vine acel nivel al înțelegerii zonelor subtile din aceste metafore și din... Practic suntem toți bucățele de mozaic și împreună formăm un ocean, dar dacă te raportezi la ce am spus, că tu picătura de ocean ești un ocean în sine, e o eroare, aș zice eu. Sunt fragmente din, dar știi cum? Dacă, smerenia totuși, eu zic că e ok, mare acolo. Știi cum? E foarte important să înțelegem că... Asta apropo de firele de iarbă, că de asta am spus, de picăturile. Tot ce contează este, într-adevăr, smerenia și când, în momentul în care eu zic, port în mine un ocean sau sunt un ocean și spun asta cu smerenie, e deja înseamnă cu doar că sunt conștientă. Da, asta e. Dar nu zic, eu sunt un ocean, așa dacă e. Nu ești. Exact. Ideea e să înțeleg și să accept că fiecare din noi suntem câte un ocean. Așa e. Dar problema apare când individul în micimea lui nu acceptă chestia asta. Da. Nu se vede așa. Da, da. El vrea să rămână la stadiul acela de eroare a naturii, de pată pe suprafața planetei și... Nu. Da, din păcate, vibrația aceasta de tip materialist încă dă de furcă foarte multora dintre noi. Și educația. Și educația. Educația păguboasă, știi, care... Apropo de educație, Și și-a pus amprenta pe multe generații. Dar exact despre asta vorbim, nu? Da. Cei născuți la conjuncțiile acestor mari
învățători, care sunt și Saturn și Uranus, până la urmă nu vor mai accepta astfel de atitudini și astfel de poziționări. Dar aici, iarăși, povestea e lungă. Nici libertatea, să nu uităm, nici libertatea fără disciplină, iarăși nu faci nimic, poate fi acceptată. Da. Și ce înseamnă, de fapt, disciplină? Înseamnă educație, înseamnă să parcurgi niște niveluri ale educației și abia apoi să îți formulezi păreri. Pentru că e foarte ușor. Este un proverb grecesc, l-am auzit eu. O farfurie odată spartă, ai spart-o, nu mai ai, știi, poți să o lipești, dar nu va mai fi niciodată. Nu va mai fi niciodată la fel. Și atenție la ce vorbim, la ce emitem, pentru că cu vorbe și cu gânduri putem distruge niște lucruri și nu vor mai fi niciodată la fel ca înainte. Iar cineva care este în ignoranță, care nu înțelege, nu știe, nu are educația necesară, nu e într-o poziție în care să-și poată permite să emită opinii, din păcate. Așa e, da. Păi, cred că în linii mari ne-am cam atins ce stabiliserăm că vom putea. Mai e vreo hartă pe care n-am, cred că a lui John Lennon n-am. Da, putem să ne uităm, sigur că da, și la harta lui John Lennon merită, pentru că, uite, și așa ceva se poate întâmpla și voiam să profităm de harta lui. Chiar cu asta cred că și încheiem. Ni se poate întâmpla ceva în care să nu fie provocat de noi. Ia uite, hai să o deschidem frumos. El a fost asasinat, nu? Da. El a fost ucis cu o armă de foc, bineînțeles, tot la opoziția lui Uranus în 8 decembrie 1980. Mi-amintesc că eram în facultate, eram la oră de curs și circula printre noi, din bancă în bancă, un bilet pe care scria: John Lennon a murit. O, Doamne! Și îl dădeam așa de la unul la altul și mi se părea că a murit un zeu, știi? Cum am... Asta mi-amintește de momentul când a murit Freddie Mercury în 1991, același impact pe generațiile de atunci, ce-mi descrie efectiv, identic. Pentru că sunt niște zei, într-adevăr, sunt niște... la fel, uite aici, el n-a putut să facă nimic. El a fost pur și simplu obiect în fața destinului. Tu făcuse și o paralelă foarte interesantă data trecută când am ratat noi două înregistrarea despre istoria copilăria lui și șocul și trauma cu pierderea mamei și poate povestești puțin în timp ce ne uităm la harta lui. Da, m-am documentat tocmai pentru discuția noastră și am insistat un pic mai mult la el pentru că nu știu să nici eu detaliile acestea legate de copilăria lui, de viața lui din primii ani și de faptul că părinții lui nu se înțelegeau deloc. Mama lui nu era capabilă să crească niște copii, era, nu era responsabilă. Și el a fost pus la 5 ani, a fost pus în situația de a alege între cei doi părinți. Lucru care, cred eu, l-a marcat pentru totdeauna, pentru că avea și tendința asta de a se implica, nu, în tot felul de acțiuni umanitare, de salvare, și e clar că cel pe care încerca de fapt să-l salveze era copilul lui interior, propriul său eu. Exact. Sine. Exact. Așa. Iar mama lui într-adevăr a murit pe când el avea 17 ani, a fost lovită de o mașină pe stradă și el nu n-a putut să depășească, gestioneze ca lumea pierderea aceasta mamei. Toată viața a fost după aceea și în perioada în care mama lui a murit, în adolescență, în pubertate, nu stătea cu ea, pentru că, am zis, nu se putea, stătea cu sora mamei și cu soțul acesteia. Dar era un rebel de la bun început, nu accepta niciun fel de autoritate, nu. Și e normal, pentru că el n-a găsit în niciunul dintre părinți echilibrul, un model de autoritate. Și un model, da. Nu putea, n-avea niciun model la care să recurgă, care să-l
motiveze. Uh-huh. Și atunci nu ne mirăm că poate și datorită acestor experiențe foarte dure din viața lui atragi cumva situații la rândul tău mai târziu în viață, exact, care te scot de pe orbită. Că mulțumim astăzi pentru Imagine. Da, da. Imaginează-ți o lume bună, da, o lume în care nu există decât armonie. Celebrul Eden în care sperăm cu toții să ne întoarcem la un moment dat. Da, și ideea este de a nu ne speria, ca să revenim la vârsta noastră de mijloc și la experiențele ei, de a nu ne speria în fața acestor perioade în care știm că vom fi încercați. Că urmează să ni se petreacă niște lucruri, da. Da, sunt perioade de creștere, de fapt. De creștere, de înțelegere, de conștientizare. Asta duce în primul rând. Sau nu mai știu unde am găsit fragmentul și nu o să-l redau exact, dar se mai spune că, de fapt, nu evenimentele ni se petrec nouă, ci noi ne petrec. Noi suntem cei care, noi ne întâmplăm evenimentelor, dacă aș putea să spun așa. Da, și aici, apropo de rezonanță, pentru că tu practic ești atras într-o poveste, apropo de exemplul cu John Lennon, tocmai pentru că acolo sunt niște frecvențe și... Da. Așa este. Da. Dar trebuie să mai adăugăm ceva, pentru că simt că am omis un lucru esențial. Te rog. Nu am vorbit despre cel care l-a găsit pe Uranus, despre Herschel. Da, și am și harta lui. Și viața lui este o poveste uraniană. Te rog să spui. Uraniană. Te rog. El s-a născut, cred că în 1738, da, în 1738, da, la Hanovra. Și deschid harta a fost acum. Organist, a cântat la orgă. Până când sora lui s-a măritat și a plecat în Anglia, a urmat-o și el și a cântat la orga din Bath, din stațiunea Bath, în Anglia. Deci nimic n-ar fi anunțat exact o carieră de astronom și de mai mult decât atâta să anunțe faptul că el urma să schimbe istoria astronomiei, nu descoperind o nouă planetă în sistemul solar. A început să-și construiască un telescop prin anii 1772, când avea, cum spuneam, tranzitul lui Uranus în opoziție cu soarele natal. Deci, cum ziceam, că e un tranzit foarte bun. Așa. Și adică poate fi. Poate fi, ok. Așa. Și l-a descoperit pe Uranus în 1781, când în harta lui personală, vedem că se manifesta și opoziția lui Uranus. Ia uite, deci a fost această sincronicitate până la capăt. Da. Și un moment, deci Uranus chiar a vrut să ni se arate atunci. Să ni se arate. Da. Și l-a ales pe el. Și l-a ales sau el. S-au ales reciproc, că nu știm. Ce superb! Exact. Absolut superb. Îmi place că încheiem cu hărțile în nota aceasta optimistă, știi? După John Lennon simțeam nevoia de ceva pozitiv. Așa că... Și intenția mea. Se spune că sunt șanse foarte mari să apară descoperiri, cel puțin în zona medicală și nu doar. Asta apropo de perioada pe care tocmai o traversam. Cu siguranță. Mai ales că, uite, menționasem lucrul ăsta și în discuția noastră anterioară, timpul, adică viteza cu care se petrec descoperirile în acest ultim ciclu Saturn-Uranus este incredibilă. Deci, așa e. Nu mai ținem pasul cu nimic. Dar să știi că este aceeași viteză de aceeași repeziciune și aceeași viteză în a se dezvolta programele de IT. Am aici prieteni care lucrează în domeniu și îmi spun, nu mai ținem ritmul, nu mai facem față. Și am zis, și care este explicația? Zice, sunt foarte mulți care vin în forță și fac asta și se hiperspecializează și tu nu mai ții ritmul. Adică e, într-un fel, așa este. Te sperie. Da. De altă parte...
ce să zic, poate următorii care se vor naște vor fi mai bine setați pe... Și vor putea să gestioneze. Astea sunt energiile planetelor grele, sigur că sunt foarte, foarte puternice, chiar dacă zicem, nu sunt personale, nu sunt, mă rog, nu... Da, transgeneraționale, că afectează mase totuși, de oameni. Totuși, energia lor, nu putem compara un gigant cum este Uranus, cum este Neptun, sau Jupiter, nu? Dar Jupiter nu intră în discuția asta, cu influența pe care o are Mercur săracul. Dar, mă rog, și noi luăm lui Mercur ceea lui, ceea lui, în afirmația asta. Un sfat pe care l-ai dat ca efectiv de aplicat. Aplicat. Așa, un ce le-ai sfătui pe doamnele care traversează această perioadă cu acest tip de potențiale provocări, care pot să ia foarte multe forme de manifestare? Ce le-ai sfătui? Să aibă încredere că pot să descopere lucruri despre propria persoană la care nu s-ar fi așteptat și să dea voie ca aceste mici miracole sau mai mari miracole să se întâmple. Cel mai trist lucru este să nu îngăduim miracolelor să se întâmple. Exact. Se poate întâmpla și dacă la început sau în prima clipă ceva ți se pare amenințător sau periculos sau știu eu ceva de genul ăsta. Să avem curajul și să luăm ce e bun de acolo. Să depășim momentul respectiv, momentul ăsta în care ne simțim amenințate, pentru că dacă nu deschidem anumite uși în viața noastră, nu vom ști niciodată ce e dincolo. Așa e. Iar perioadele astea, asta ne arată. Asta ne arată. Ne ajută să vedem. Mi-e totdeauna drag să mă întâlnesc cu tine, pentru că ai așa o energie nu pot să explic. Se simt lucrurile acestea, mai greu probabil recepționează cei cărora mă străduiesc să le descriu ce simt și îți mulțumesc încă o dată și cu multă sănătate. Cu mare drag și eu mulțumesc. Și spor în tot ce derulez și cine știe, poate ne întâlnim vara aceasta, sper, mi-aș dori. Să facem un drum să acasă, fie. Cine știe. Să visăm asta și se va întâmpla. Da. Numai bine. Numai bine. Vă pup.